Foarte greu.
care a acestor organizații poate impreze în zona de educație și educație în mod special. Aceasta înseamnă comunicare. De aceea, educația nu este o problemă a profesorului, nu este o problemă, eu știu, a unui sistem sau o altă de educație, nu este o problemă a părinților, este o problemă a noastră tuturor. Și acest proiect demonstrează acest lucru și sper ca și în etapele următoare, până la finalizarea din iunie, sper că această activitate împreună, această colaborare să devină un model de bună practică. Pentru că, încă o dată, repet, s-au mai făcut, nu numai în București și în țară, tot felul de astfel de festivaluri s-au făcut, ceea ce vrem în acest proiect, când am scris la asta, ne-am gândit. Și anume, să fie o abordare transdisciplinară, să implice echipe de profesori, să implice echipe de elevi și să implice acest suport de expertiză din partea comunității științifice și a organizațiilor din domeniu, organizațiilor guvernamentale. Deci acesta este modelul de bună practică pe care promovăm. Nu neapărat, eu știu, o finalizare cu niște promese unde sunt tot felul de lucruri răcute și vin ați copii sau vin părinții, da? Și zic, face o producție asta. Da, este minunat. Avem tot felul de știri în presă în care o echipă sau alta de elevi din țară face nu știu ce, eu știu, invenție, inovație și este mediatizată. Repet, în acest premiu dorim, step by step, etapă pe etapă, să demonstrăm cum anume ar trebui să se facă educație științifică în școli și de timpul. Deci se începe la liceu la universitate. Vreau să remarc indicarea acestor organizații, le iau așa aleator, da, ca să vă uit împreună. Le avem aici pe inginerul industriei aerospațiale. Scuze, eu acum vreau să particip pe mai multe lume. Sunt niște părinte comunitașilor. Așa, deci domnul inginer Solitina, care este președintele Asociației Alicoandră, este un nume pe care putem să remarcăm foarte ușor și care este un militant între ghilimele pentru respectul, să spunem așa, valorilor educației științifice în România. Și îi mulțumesc, nu e prima oară când este aici pe astfel de proiecte. Așa, să le dăm pe rând, domnul Vicean Mărescu, mulțumesc mult din care ai ajuns. Este, nu știu dacă este bine să spun așa, dar altfel nu știu cum. Este inventator. Adică pare așa o banalitate, dar chiar este un inventator. Da, prea meșoase. O să vă povestească mai multe când o să ne întâlnim pe 27 la prima instruire a profesorilor facilitatori. El este și inventorul, președintele și fondatorul Asociației Bază să Spori, împreună cu soția lui, Ioana Mărescu, care este trainer pentru copii supraadaptați. Deci sunt alături de noi, amândoi, și le mulțumesc din suflet că și-au făcut timp și pentru motivații în același sens. După aceea avem Orașelul Nașterii, probabil că știți cu toții, nu cred că există școală care să nu fie ajuns să viziteze și să participe la minunatele experimente de acolo. Știu că sâmbătă Orașelul a avut aniversare, a împlinit 5 ani, da? Și are poveste foarte frumoasă în spate. Ne bucurăm că doamna Roată Parade este și comica unui elev al unui elev de-a noastră. Și a fost mereu și susține tot ceea ce înseamnă această educație științifică a copilor. De asemenea, mai avem Fascination, cred că e ok cu pământ. Fascination, Fascination, da. Este aici de noi, Andrei, mulțumesc mult că a venit alături de noi. Este și organizatoarea unui festival, se cea pentru asociația aceasta organizează un festival de 7 ani. De 7 ani, da. Spune, cum se numește? Vision Science Festival Științei și a adunat 10 ani de mult.